Acesta este cubul Rubik electronic. Haideți să-l pornim să vă arăt cum funcționează. Dă mai încet. Ok, dar nu prea se vede bine. Stați să sting lumina. Uitați cât de tare arată. Vedeți? Și are mai multe moduri de joacă. Are Capture Mode, Light Mode, Imitation Mode, Memory Mode. Mie îmi place Memory Mode pentru că pune cel mai mult mintea la contribuție. Să vedeți cum funcționează. Ia fiți atenți. Green, yellow, green. Și acum apar, ia. Acum patru culori, trebuie să-mi aduc aminte. Green, am început cu yellow, de greșeală. Așa, și Chase Mode e la fel foarte distractiv. Chase Mode e mai ales pentru copilași mai mici care nu se descurcă la Memory Mode. Ia să vedeți. Trebuie să urmăriți acest șerpuleț și să apăsați culorile în ordinea în care apar aici. E foarte bun pentru dezvoltarea, pentru coordonarea mână-ochi. Așa. A? Ce-am făcut? A, luat-o pe altă parte, uitați. Vedeți? E super distractiv. Și multe alte moduri. De exemplu, și multiplayer mod e foarte distractiv. Pentru că, cum îi zice? Puteți face mai mulți jucători pe același cub și vă arată vă zice scorurile și cine a făcut cel mai mult câștigă. Uitați cât de frumos arată. Găsiți acest cub electronic pe genios.ro.